o română. Nu-mi faci loc. Era să mă lipească de bordură pe ăsta română. E destul că mergem prin toate baltoacele. Ne-au lăsat loc la marginea din dreapta a carosabilului. Și aici de regulă sunt gratii, guri de canalizare, șanțuri, tot ce vrei, băltoace. Cam și de aici ne împing, ne împing pe bordură, pe trotuar. Unii mai obraznici, ori mai babani, mai grași, care nu încap pe o bandă. Sau care fac dreapta fără ca să semnalizeze. Verde! Oho, ce punct poate acela! Câte unul și memează avaria, trebuie să-l ocolești. Mai stau alții, iată, în parcarea îngustă, cu o roată în stradă, fix metrul nostru al bicicliștilor. E mai rău când ies ei din parcare. Sau când deschide câte unul o ușă în fața ta. Verde! Bolt! Cărăușii de la Bolt, care traversează la roșu, se grăbesc să duc comanda. Un biscuit, ori o prăjitură, o hot dog, ce mai comandat cineva. Alentat și leneș care nu iese din casă. Ups!
poliția locală fără masă. Oprit un șofer, a vorbit cu el fără mască. Poliția locală, nu știu din ce sector o fi, 2-3 aici. Cam periculos. N-ar trebui să purtați mască? Stimate domnule, îmi cer scuze, dar efectiv nu am cum să o pun sub asta, am încercat... Da, dar când vorbiți cu omul, cu șoferul, e cam periculos. Stimate domnule, am încercat să o pun sub asta de motor, se rupe. Am înțeles. Port am în buzunar, dacă când dau casca jos, perioada mai lungă, efectiv, fizic vorbind, nu am cum. Vă puneți viața în pericol. Sper că v-ați vaccinat. Măcar prima doză. Urmează a doua. Ok, sănătate. Sănătate multă și neamantură. Amabil, drăguț, bravo. Dar masca tot trebuie purtată. Chiar dacă nu-i comod. Când ai voie, îți claxonează în spatele biciclistului. Decât dacă ai distanță destul de mare, dacă ai un motiv serios, da, așa? Îți cerți cu alt șofer în trafic, în spatele unui biciclist, poate să-l dai cu un accident.